Președintele Klaus Iohannis a participat la reuniunea Consiliului European, primul într-un format de doar 27 de țări, în absența Marii Britanii. Șeful statului a susținut înainte de a pleca la Consiliu că va negocia și va încerca să profite de Brexit. Dar la Bruxelles, Klaus Iohannis a părut izolat. Într-un filmuleț postat pe pagina oficială a Consiliului European, la poza de familie a liderilor europeni, Klaus Iohannis trăiește un moment jenant. La sosire și la plecare, toți liderii europeni discută între ei. Numai președintele nostru este stingher și izolat. Șefii de stat și de guvern s-au întâlnit la Bruxelles pentru a discuta despre consecințele referendumului din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, în cadrul căruia englezii au votat ieșirea țării din Uniunea Europeană cu 51,9% din voturi.